Bună seara, dragi urmăritori! Începe ediția specială a emisiunii Lumea Medicală. În această ediție o să povestim despre ce vreți voi. Este tip Q&A, aștept întrebările voastre și noi o să răspundem. Noi, care noi, împreună cu invitatul meu, doctorul Lucian Horga, medic specialist, medicină de laborator și medic rezident hematologie. Da. Bine te-am regăsit, Paula. Sper să avem o discuție interesantă și utilă pentru toți ascultătorii postului. Sper să fim utili și să-i dăm drum. Să începem. Discutăm chiar poftim. Da, așteptăm întrebările voastre. Vă invit să dați like, share și subscribe. Chiar și discutam înainte de emisiune cu tine și ai pus această problemă de educație în sănătate. Da. Și mă gândeam că această educație în sănătate în România practic încă nu este implementată. Și după cum discutam, problema este că această educație în sănătate cred că ar trebui să înceapă din clasele primare, din clasele și de acasă, în primul rând. Și de acasă, da. Pentru că obezitatea a ajuns secolul 21 ca fiind o boală pe plan mondial și uite că ne privește în special pe noi, pe poporul nostru, pentru că ne punem întrebarea, oare știm să mâncăm sănătoși, oare știm să mergem la medic atunci când e cazul. Și mi-am dat seama că nu prea avem educație pentru sănătate și aș vrea să spun pe scurt, până vin întrebările, anumite semne și simptome care, uite, corpul nostru ni le dă efectiv mură în gură, cum se spune, și te obligă într-un fel, ne invită să mergem la medic. Chiar dacă e foarte greu să ajungi la medic, știm bine, trebuie să-ți faci programare la medicul de familie, apoi la medicul specialist, în fine, poate durează o lună, două, lumea este destul de comodă, n-are timp în ziua de astăzi și văd că, din păcate, a pus sănătatea pe locul 4, pe locul 5 în ceea ce privește prioritățile în viață, care e, după mine, un lucru nu prea benefic. Și aș începe cu cele 10 semne și simptome care corpul nostru, după cum ți-am zis, ți le spune, în ghilimele, astfel încât, dacă am începe de la nivelul capului, să ne gândim la cefalee, la acea durere de cap care se spune în momentul în care depășește o perioadă de 5-7 zile și în cele 5-7 zile omul își ia normal acele antiinflamatoare, antipiretice, analgezice și nu trece, este bine să te prezinți la medic. Pentru că e un semn, și aici vorbim de niște semne și simptome care te pot duce cu gândul la niște boli foarte grave, e o patologie foarte, foarte gravă. Poate ascunde multe exact lucruri. Deci, da, în primul rând, durerea ascunde, de exemplu, cap. Cum ai zis, ascunde, de exemplu, să zicem, Doamne ferește, o tumoră cerebrală, să da zicem. Sau știu eu, un accident vascular cerebral, un accident ischemic sau mai știu alte boli cerebrale, dar este bine. Coborând un pic, ne dăm seama că avem acel aparat respirator care începe de la nivelul cavității bucale și nazale. Și tot așa, un semn caracteristic care te obligă să mergi la medic este tusea, care, de exemplu, o tuse, cum se zice, fie ea umedă sau uscată, în special uscată, dacă ține mai mult de 10 zile, iar se poate pune un semn de exclamare foarte mare și te obligă să mergi la medic. Indiferent că vorbim de tuse uscată sau tuse productivă. Indiferent. Dacă tu tușești și nu treci, da, mai mult de 10-15 zile, cu toate tratamentele care se iau acasă, leacurile, băbești, în fine, este bine să te prezinți la medic, pentru că ar exista problema iară de un cancer pulmonar, ar exista de o tuberculoză, ar exista o pneumonie netratată corespunzător. Cineva trebuie să pună stetoscopul pe tine. Exact. Și acesta este un medic internist, un medic clinician, care poate, prin acest procedeu medical, să-și dea seama cam unde se situează starea sănătății tale și ce măsuri trebuie să iei în continuare. Pielea, de exemplu, uite pielea, tegumentele. Tegumentul iar este o problemă care de sănătate publică majoră în momentul în care apare o formațiune la nivel tegumentar. Fie că o iei și o ai din naștere, cum sunt alunițele, cum sunt nege, cum sunt
sau le dobândești, știu eu, condilome, papilome, alte lipoame, alte formațiuni tegumentare. Orice se modifică și orice apare nou. Exact, exact. Este bine totuși pentru că, cum ai spus, poate ascunde chiar și un cancer de piele. Da. Și aici vorbim și de o stare de sănătate a organismului în momentul în care, într-o perioadă foarte scurtă de timp, tu slăbești fără să vrei. Slăbești fără să vrei, pierzând anumite componente. Obligatoriu. Da. Se zice că la medic. Exact. Deci dacă se slăbești că, fără să vrei, obligatoriu te prezinți la medic. Se zice că maxim 10 zile, dacă tu ai slăbit 2-3 kg și mănânci tot așa constant, cum ai mâncat sau până acum, și într-o lună vorbim de 5-6 kg, deja acolo se pune o problemă de patologie și e bine să mergi. Pentru că nu e normal, la urma urmei, să pierzi o cantitate de kilograme așa brusc dintr-o dată, fără să ții o cură de slăbire. O să discutăm și despre cura de slăbire, o să discutăm și despre partea de nutriție. După aceea, un lucru care nu prea este cunoscut, faptul de această stare de subfebrilitate. În momentul când tu ai o stare de subfebrilitate sau știu eu o ce temperatură, o stare de 37,5 grade. Da? 37,5 grade. Deci nu 38, nu 39, nu 40, ci 37,5 grade, cam acolo. Oh, vă mulțumim frumos. Mulțumim. Și nu scade sub nicio formă, atunci este iară un semn de exclamare major în care ar trebui să te îndrepți către medic, pentru că această stare de subfebrilitate poate să te ducă cu gândul chiar iară la o boală destul de patologică, știu eu, un limfom, o leucemie, Doamne ferește, și alte situații destul de grave, care, cum îți spuneam și într-o emisiune mai veche, este mult mai bine să previi decât să tratezi, pentru că prevenția este mama sănătății și mai bine să mergi la medic din timp. Pentru că orice boală, la urma urmei, câte sunt, în momentul în care tu te prezinți din timp, ai putea să o tratezi chiar în procent de 100% sau, dacă nu, într-un procent mai mic, să ai șanse mari de supraviețuire. Avem o primă întrebare. Te rog. Trebuie să te întrerup. Te rog. Bună seara. Bunicul meu are probleme de memorie tot mai des și nu se știe orienta în spațiu de ceva vreme. Oare are Alzheimer? Ce propuneți pentru un bătrân de 82 de ani? Bun. Să discutăm de la bun început faptul că, după cum știi, în corpul nostru există celule care se mulțesc, care se divid, care mor, vorbim de apoptoza celulară, și celule care nu se divid. Și aceste celule sunt neuron. O celulă este neuronul. Neuronul cu care ne naștem, cu un număr de neuroni, după care ei în timp practic mor și alții nu mai se nasc, că n-au de unde. E în momentul în care lucrul acesta inevitabil se va produce la toți, cu siguranță se va produce la toți. Mai ales că vorbim de 82 de ani. Da, se va produce la toți în timp, la unii mai mult, alții mai puțin, scăderea acesta numărul de neuroni, normal că începe să apară și aceste patologii de memorie, patologii de echilibru, pentru că practic, practic creierul coordonează tot ce înseamnă bunul mers al organismului, și în cazul acesta există tratament neurologic, tratament psihiatric, care ce face? Cu siguranță nu se va vindeca niciodată, dar poate să țină această boală într-un fel de stand-by, astfel încât persoana respectivă să încetinească procesul. Și pași, practic, ar trebui să se prezinte la medicul de familie. Da. Medicul de familie da. O să-i dea bilet de trimitere către neurologie și către laborator. Exact. Trebuie făcută și o baterie de analize. Pentru că aici e vorba de, în primul rând, e vorba de un EEG, electroencefalograma. Da. Electroencefalograma îți spune exact care. După aceea urmează examenele imagistice, computer tomograf, RMN, după care un medic neurolog cu tratament psihiatric poate să pună diagnosticul final, dacă este cazul.
Dar da. Până acolo sunt niște pași de urmat. Deci ideea este în sine că această boală are o evoluție și chiar citeam un articol acum vreo 3-4 luni de zile în care se spunea în felul următor. Cercetătorii americani au descoperit o chestie foarte interesantă în evoluția acestei boli. Și ce spun ei? Dacă această boală poate să apară la orice vârstă. Da. Nu există că ai 40, ai 35, ai 50 de ani sau ai 85 de ani. Ei, cu cât apare mai repede această boală, evoluția este mult mai fulminantă. Dacă apare la 40-42 de ani, ajungi la 50 de ani într-o stare mult mai gravă a acestei boli. Care această boală este clasificată după mari cercetători în stadiu 1, stadiu 2, stadiu 3, stadiu 4. Și atunci, momentul în care boala apare mai târziu, adică la o vârstă mai înaintată, evoluția pentru că mai lentă. De ce? Pentru că acești neuroni se distrug și mor într-un număr mult mai mic după anumită vârstă. Pentru că de unde nu mai ai, e greu ca să renunți la cei neuroni. Da. Și atunci, dacă a apărut și dacă persoana respectivă are 82 de ani, înseamnă că această boală a apărut în urmă cu 4-5 ani de zile și evoluția acestei boli va fi o evoluție lentă, dar trebuie neapărat să-și urmeze traseul de care ai spus tu, da. Cu medic de familie, cu medic neurolog, eventual medic psihiatru, pentru a pune un diagnostic precis, un stadiu al bolii precis și un tratament adecvat acestui stadiu al bolii cu doza respectivă de produse medicamentoase care trebuie să le. Mai avem o întrebare. Wow, să vedem. Vreau să slăbesc 30 de kilograme. Cum să procedez? Și tu? Nu chiar 30. O să-ți spun eu cum se începe procesul acesta de slăbire. Toți vrem să slăbim și să știi că am citit foarte mult pe tema aceasta. Am avut și am două idei. În primul rând, dacă vrei să slăbești, trebuie să te faci prietenul tău cel mai bun să fie cântarul. Deci trebuie cântar acasă. Și îmi spunea, da, ai tendința să exagerezi dacă ai cântar acasă. Toată ziua, bună ziua, te urci pe cântar. Uite, și de 3 ori pe zi. Da, așa și este. Am auzit. Nu e prea sănătos, sincer, din punctul meu de vedere, nu este prea sănătos. Să te urci pe cântar de 3-4 ori pe zi, dar nu trebuie să te urci, te urci doar dimineața. Cineva dar pacienții sunt tentați. Păi te cântărește și în momentul în care te internezi în spital, să vadă evoluția bolii. Dar vorbim de 30 de kilograme, de un număr mare de kilograme. Deci aici nu vorbim de 2, 3, 5 kilograme, un număr mare de kilograme. Depinde foarte mult câte kilograme are persoana, pentru că aici este într-adevăr un indice. Eu să intru puțin un raport, un indice de greutate, care acest indice poate să-ți spună în ce stadiu ești tu cu surplusul de kilograme. Și aici există această stare de supraponderal, există obezitate grad 1, obezitate grad 2, obezitate grad 3. Da, pacientul are obezitate, un număr de kilograme obezitate plus. Morbidă. Primii pași pe care îi face. Să nu mai mănânce. Nu. Nu mai mănânce în primul rând, de tot. Eu sincer, ceea ce recomand tuturor este o vizită la medicul de familie, în care să-i spună frumos motivul pentru care se prezintă la medicul de familie și aș începe cu analizele de laborator. Da. Pentru că vorbim despre o femeie, nu știu exact câți ani are, dar eu aș vrea să văd parametrii de laborator. În primul rând, foarte important. Un FSH și FT4, da, ținând cont că vorbim de femeie. Pot fi și alte patologii și atunci nu poți să spui pacientului înfometează-te sau nu mai mănâncă, pentru că eu prima oară trebuie să dar nu mai mânca. Explic gluma asta, știi, ca nu cumva să fie prost înțeleasă, știi? Pentru că dieta respectivă trebuie adaptată la patologia respectivă. Exact. Pentru că de la medicul de familie pacientul poate să-mi ajungă la interne sau la gastro.
Cu siguranță, dacă sau tu la ai, hemă, un surplus, ai un surplus de 40 de kg, 30-40 de kg. Sau la endocrinologie. Acolo se pune problema la 30-40 de kg, în primul și în primul rând, bateria de analize medicale, după cum spuneam. Obligatoriu. Noi aici sunt vorbim de contate de casă de asigurări. Exact. Da. Adică nu este o... Vorbim de hormonii tiroidieni, de care spuneam, vorbim de glicemie, vorbim de colesterol, vorbim de trigliceride. Deci e o baterie de analize medicale din care un medic de familie poate trage concluzii foarte, foarte... Nu avem de unde să știm, că poate vorbim de un diabet zaharat sau de o rezistență la insulină. Pentru că acea persoană, acea persoană n-a zis nu s-a îngrășat nimeni peste noapte 30 de kilograme. De... Contează foarte, foarte mult alimentația, contează mișcarea, contează felul în care... felul în care duce o viață cât de cât quasi normală, că la ora actuală nimeni nu mai duce o viață normală, dar ideea în sine, chiar să revenim la, să nu mi uit ideea, erau două, cum am zis, de cântar și vorbim de un meniu bine stabilit și un regim alimentar cât mai strict în ceea ce privește consumul de grăsimi. Da, dar acel regim alimentar, acea dietă, mie nu-mi place, spre exemplu, cuvântul dietă. Sunt foarte dietă, multe, da, pentru că auzi și pe internet. Acela trebuie recomandat de către medic în funcție de patologia despre care vorbim și acea dietă trebuie să devină un stil de viață. Pentru că dacă nu, nu am făcut absolut nimic. Slăbește, face rebound, se îngrașă la loc. Da. Pentru că... Un pacient, și pot spune că vorbim despre un pacient care, dacă a ajuns la numărul acesta de kilograme, nu prea știe să mănânce sau poate că știe, are niște idei, dar vorbim pe un fond de o patologie cu siguranță. Acel pacient trebuie învățat cum să mănânce. Îți dau un exemplu. Pizza. Da? Da. Eu nu sunt de acord să-i spui pacientului, scoate pizza din alimentație, nu mai mânca pizza niciodată. Pentru că nu o să se țină. Pacientul respectiv, la un moment dat, tot va mânca pizza. Păi nu-i mai bine să învăț eu pacientul cum să mănânce pizza? Cum să mănânce mezelurile, spre exemplu? Da. Cum să aibă o alimentație cât de cât sănătoasă, raportată la timpurile în care trăim, în așa fel încât în momentul în care se așează la masă, la restaurant, cum suntem noi acum, și se uită în meniu, el deja să știe ce să-și comande. Știi? Da, sunt două lucruri la care vreau să revin. Unu, odată, cum spuneai, acest rebound, ce înseamnă? Corpul nostru este alcătuit din țesuturi și celule. Da. În momentul în care tu nu mai mănânci sau ții o cură de slăbire foarte drastică, tu practic nu faci altceva decât să vomitezi acea celulă. În momentul când tu vei mânca, încep să mănânci, celula aceea ia vidă. Da, și atunci ea reține orice pe considerentul, măi, dacă nu o să mai îmi dai de mâncare. Exact. Și nu faci altceva decât, în primul și în primul rând, depui lipide pe tine și foarte multă lume se întreabă, bine, am ținut o dietă, am văzut-o pe internet, mi-a zis un prieten, mi-a zis o mătușă, mi-a zis un coleg din blog sau am fost la un nutriționist și mi-a dat o dietă. Acum sunt tot felul de diete, pe internet ți le spune, bazată numai pe proteină, bazată. Eu n-am încredere în așa ceva, pe considerentul că nu poți să mănânci toată ziua numai carne, cum este dietă bazată pe carne, ci tu trebuie să ai o dietă selectivă în fiecare zi. Și doi la mână, niciodată când te pui la masă, să nu mănânci astfel încât să ai senzația de prea plin că te-ai săturat și te-ai burdușit cu mâncare. Niciodată. Totdeauna să mai lași un pic efectiv și să te ridici de la masă, mergând pe considerentul că măi, încă aș mai putea mânca, dar uite, și încă n-am mâncat. Și spuneau mulți colegi de-a mei și prieteni, încearcă de început, că e foarte greu să slăbești, fără să zic, și sportul contează foarte mult, mișcarea contează foarte mult, încearcă să reduci efectiv câte puțin din rația alimentară zilnică. Chiar dacă te urci pe cântar și ai văzut că în două săptămâni ai slăbit 200 de grame, să n-ai așa senzație că mai e inutil ce fac și de fapt mie tot timpul mi-este foame și atunci hai să mănânc înapoi. Nu, pentru că vei slăbi în timp, dar trebuie ambiție. Și este importantă și calitatea alimentului, la urma urmei?
Da, într-adevăr, știi cum e, Paul, acum... Dar nu e tot una că mănânc, spre exemplu, o pâine cum aia, sau că mănânc o franzelă, o felie de franzelă da, albă... Cu cartofi, pâine cu cartofi și cu... Pe lângă cartofi, făină 000. Da, știu, noi. Deci... Poți să mănânci și pe aia, dar redu-o la o felie, două pe zi, atât. Pentru că nimeni nu zice să scoți pâinea din dietă. Nu, nimeni nu zice. Nu. Poți să mănânci una, două, trei felii, dar nu 10. Și exact cum ai zis tu... Și excesul de alimente ultraprocesate. Acel produs de panificație, care, cum ai zis, nu-i vorba de acea pâine albă cu cartofi, că este și pâine cu secare, este pâine cu semințe, este pâine neagră, mai puțin neagră, care are, este pâine hipocalorică, de exemplu. Deci tu poți să mănânci pâine rezumă și poți, acum sunt tot felul de lipii care sunt mai... Deci poți să înlocuiești acest produs de și pâine albă cu cartofi. Și încet, încet te și obișnuiești. Da, exact, pentru știi? Că... Încet, încet te obișnuiești. Cum te obișnuiești? Bine că mi-ai zis treaba asta, cum te obișnuiești? Stomacul are un anumit volum, da? Da. În momentul în care tu mănânci mai puțin, stomacul începe să se... Stomacul este un mușchi. Exact, normal. În momentul în care tu mănânci mai puțin, stomacul va ști și creierul va conștiza faptul că tu cu acea cantitate de mâncare deja poți funcționa. Da. Da. În parametrii normali. Nu trebuie neapărat slăbit din primul moment și din prima săptămână să faci o curățare, pentru că scade glicemia, doamne ferește, pici în comă, hipoglicemică, deci nu mai poți funcționa ca tocmai din cauza asta. Nu mai gândești, obosești foarte repede. Vorbim de un număr mare de kilograme, obligatoriu, pacientul respectiv trebuie supravegheat medical. Și lucrul acesta îl poate face și medicul de familie, fără probleme. El în primul rând, pentru că... Adică nu e neapărat să fie medicul, spre exemplu, de gastro. Nu, n-are nicio treabă. Nu, medicul pentru de familie că, poate monitoriza. Poate monitoriza da, medicul exact, de familie, exact cum ai zis tu. El, într-adevăr, la un surplus de atâta kilograme, este utilă acea baterie de analize da, medicale. Da, și referitor la sport, că ai menționat și sportul, eu sincer, vorbind despre o slăbire, așa, aș recomanda notul. Păi notul este cel mai util, cel mai sănătos sport și care este singurul sport care... angrenează prin mișcările acestui sport toți mușchii. Da. Plus, pe lângă mușchi, vorbim și de respirație. Deci nu trebuie să alergăm în parc ca nebunii până picăm laț jos și după ajungem la upu și suntem deshidratați. Să știi, Paula, că eu am mulți prieteni care au copii mai mici, care mă întreabă la ce sport să-i dau și în primul rând este notul. De ce? Cu notul așa se începe, așa am început și eu cu băieții mei. Nu poți să duci un tânăr sau o tânără la sporturi de echipe cu mingea. Fie el fotbal, fie el basket, fie el volei, pentru că la vârste fragede. La fragede. Da. Ligamentele și articulațiile degețelelor copiluia sau ale gleznei sau ale piciorului încă nu sunt pe deplin maturizate și atunci totuși e un sport în care există de echipă, sunt clinciuri, sunt contacte între ei și nu e util ca să-ți distrugi tu articulațiile de la vârsta fragedă. Mă mingea de basket cât este de mare și să știi să o prinzi la un copil de 5-6 ani, chiar dacă consideri tu că acel copil ar fi mai mic și prin basket ar crește, totuși când îți vine mingea aia cu viteză, e foarte greu să o prinzi. Deci notul este sportul care efectiv și care e unul dintre sporturi care te scapă de la moarte. Exact. Că te scapă de la moarte. Exact. Pentru că ajungi într-o situație în care, știu eu, la mare sau într-o piscină, să nu știi să noți, acolo și rămâi. Și avem foarte multe comentarii, Lucian, dar între timp am schimbat decorul, ați văzut și voi, suntem la Trattoria Toscana, ne-au adus și niște gustări. Ce vreau să vă zic referitor la restaurantul în care ne aflăm, în primul rând îl recomand și eu și cred că și Lucian poate spune același lucru. Am vorbit mai devreme și cu bucătarul lor. Ei nu folosesc, spre exemplu, uleiuri rafinate, uleiurile de proastă calitate în prepararea mâncărurilor. Brânzeturile pe care le folosesc sunt brânzeturile acelea originale, exact ce trebuie și cum trebuie.
Dar pe parcurs o să discutăm puțin mai încolo despre cum putem să combinăm alimentele și cum să mâncăm la restaurant seara, dacă vrem să ieșim seara la restaurant, cum să mâncăm în așa fel încât să nu ne îngrășăm și cum să mâncăm chiar dacă suntem la dietă și în funcție de diferite patologii. O să povestim puțin mai târziu cu Lucian, dar acum să mergem mai departe o idee, cu întrebările. O idee, să nu îmi pierd despre ce ai spus cu mâncarea italienească și cu... Uite, eu sunt adeptul să fac reclame nimănui. Într-adevăr, bucătăria italiană este o bucătărie foarte sănătoasă. Și așa ne spun studiile. În trei cuvinte pot să spun. Am vizitat Italia poate în proporție de 45-50%, dar eu n-am văzut italian gras. Foarte rar. Poate tu ai văzut, ai fost, sigur ai fost în Italia, fost, dar dacă te uiți pe stradă și vezi pe bărbații sau pe femeile alea, eu n-am văzut italian gras. Tata, știi ce am văzut în Italia și mi-a plăcut foarte tare? Seara, pe terasă. Vârstnicii, ei se plimbă. Știi. În schimb, la noi, în țară, cam stăm în casă seara. Dar la ei se plimbă frumos, plimbarea de seară, de vin roșu, amândoi. Dar se vede pe expresia lor facială, ei se bucură de viață, știi? Paula, adică savurează viața. Tocmai din cauza că sunt persoane sănătoase, pentru că mănâncă sănătos. Da. Și atunci, făcând acea mișcare și dacă stai la un pahar de vin sau la o pizza, amândouă, pe două persoane adulte. Și pizza, poți să mănânci fără să te îngrași, exact, fără probleme. Exact, n-ar fi nicio ingredientele problemă. Să fie de bună calitate. Asta este foarte important. Cel mai important, cred că și la o pizza mai ales, și la blatul respectiv, și la ce conține deasupra blatului, ce pui. Și aici toate vine de la mozzarella și de la sosul de tomate și acea prosciutto și carnea și tot contează foarte, foarte mult. Și ideea, știi care este? Și la o pizza, eu am fost și în Napoli. Am fost în Napoli chiar la pizzeria acea... celebră de pe vremuri unde s-a făcut prima oară pizza. Și acolo aveau două feluri de pizza. Atât aveau în ele. O pizza era o pizza margherita care conținea doar un blat care era făcut după ingredientele lor și cu sos de tomate și era încă un fel de pizza care pe lângă acel sos de tomate mai conținea și mozzarella. Atât. Nu, dar era cea mai bună pizza care am mâncat-o vreodată și sub nicio formă nu am văzut în Italia acea pizza burdușită cu de toate, de la porumb și de la castravete și cartofi și de la tot cartofi prăjiți în mijloc și de la tot felul de bucăți de chorizo și salam și șunci și mai și ananas câteodată. Și de ce e foarte important când veniți la restaurant, în primul rând să vă asigurați că restaurantul respectiv are produse de calitate și folosește produse de calitate, cum este acesta în care ne aflăm. Și când vă comandați pizza sau alte tipuri de mâncare, paste, ce mai fie, nu 6 feluri de pizza și luăm și din pizza asta o felie, și din pizza cealaltă o felie, și din pizza cealaltă o felie, dar nu mănânc, nu mă gust. Gust câte o felie din 6 feluri de pizza. La final, n-am mâncat, am gustat. Nu există așa ceva. Așa spun majoritatea. Vă comandați un fel de pizza sau paste sau ce vreți voi să mâncați și aia mâncați. Cu aia mergeți mai departe. Apă, obligatoriu, inclusiv dacă vreți să beți alcool, cât alcool beți, atât apă. Nu recomand consumul de alcool și nu încurajez consumul de alcool, dar... apa este importantă. Bine ai zis, nu se recomandă mai ales seara consumul de alcool în cantitate exagerată. Acum fiecare persoană mai consumă seara un par de vin sau, dar totul trebuie să fie cumpătat și cu măsură, cu limită, pentru că tu trebuie să te gândești că tot ce ai mâncat, să zicem, după ora 20. Unii nutriționiști recomandă ca după ora 20, dacă se poate, stau înainte cu 3 ore să pui capul pe pernă, este bine să nu mai mănânci nimic. Doar să bei apă. Alții spun că înainte cu 5-6 ore, mi se pare cam mult 5-6 ore să, dacă ți-e foame, să bei apă. Acum nu suntem la diete din acestea atât de drastnice, efectiv, ca să reduci până la zero cantitatea de alimente, că totuși celula are nevoie de proteine, de glucide, de lipide ca să
să trăiască la urma urmei. Și atunci ideea, cum ai spus, de a mânca puțin, de a bea apă, de a bea puțin pahar, sau dacă bei o bere, foarte sau dacă important, bei un pahar de vin, aceeași cantitate de apă să fie. Pentru că contează diluția alcoolului, contează cantitatea care o bei și efectiv să nu te trezești dimineața, cum ți-am zis, când te urci pe cântar, că vai Doamne, ei aseară am mâncat numai o pizza sau am băut, știu eu, nu știu ce, și uite că am încă 300-400 de grame în plus, deci eu nu mai chinui, că și așa am mâncat puțin seara și uite, tot nu slăbesc. Dar uite ce greșeală am mai observat. Pacienți, care mănâncă fructe seara. Fructe multe. Știi povestea cu bolul de cireșe, ți-l pui în față, sau te mai uiți la televizor și zici, struguri. Dar nu se întâmplă nimic, că nu mănânc obrigei, nu mănânc snacks-uri, nu mănânc... Stai puțin, fructele conțin fructoză. Da. Ok. Se recomandă să mâncăm fructe în timpul zilei, da, ok, după 4 după masa, 6 după masa, să zic, maxim, nu prea. Dar... Nu un bol întreg de fructe, nu, și normal, zicem că am mâncat un kilogram de struguri. Da. Cu bobe mari, dulci. Da, conțin exact fructoză, într-adevăr, sunt mai ok aceste produse, fructele acestea, chiar dacă nu sunt știm sunt mai ce okay, dar o femeie ce face? Grăsime abdominală, celulită. Mai bine decât să mănânci o seara când te uiți la televizor, cum ai zis, mai bine să mănânci, știu eu, 300-400 de grame de cireșe decât să mănânci o tablă de ciocolată. 300-400 de grame, dar nu un kilogram. Nu. 300-400 de kilograme de grame de cireșe decât să mănânci o tablă de ciocolată, că și la televizor poți să stai foarte bine cu tablă, tot o mânci, uite, s-o termina tabla de ciocolată și e bună ciocolată, nu zic că nu e bună, dar nu poți să mănânci. Asta deja este o problemă de responsabilitate. Fructoză și vorbim de glucoză, sunt două lucruri. Dacă tu practic introduci în organism fructoză, nu-i tot una ca și cum ai introduce glucoza în organism. Nu. Total diferit. Nu. E diferit, da. Hai să mergem puțin mai departe cu întrebările. Bună seara! Ce ar trebui să am în coșul de cumpărături când țin dietă? De fapt, când în casa mea vreau să nu ne îngrășăm. Nu când ții dietă. Tot timpul. Coșul de cumpărături și frigiderul. În casa mea să nu ne îngrășăm. Da, niciodată frigiderul nu trebuie să fie gol. Pentru că unii consideră următorul lucru. Gata, de mâine nu mai mănânc, de mâine țin dietă, în frigider să nu mai existe nimic, pentru că este dacă groaznic, te frustrezi. Da, dacă văd și ce îi spui copilului? Exact, dacă văd bună dimineața, mama, e gol frigiderul. Da. Trecem în cealaltă variantă, în sensul în care știm că frigiderul e plin tot timpul, ai tendința de a deschide și de a ciuguli câte ceva de acolo. Dar ce trebuie să conțină acest coș? Dar nu mai suntem copilul, ce? Nu suntem niște adulți. Noi trebuie să fim responsabili, noi pentru noi și noi pentru sănătatea noastră. Așa și este, da. Deci îți dau un exemplu. Zicea zilele trecute o cunoștință și povesteam despre injecțiile intravenoase cu vitamina C și glutation. Dacă eu sunt pro și ok? Da. Dar... prăjim cartofii în ulei de floarea soarelui rafinat. Adică, înțelegi ce spun? Adică, dau 10 milioane, 1000 de lei pe creme de față și prăjesc în ulei. Și o prăjesc în ulei de floarea soarelui rafinat sau uleiurile astea care dacă sunt... tot mi-ai spus ideea asta, hai să nu deci e vorba de responsabilitate la urmă urmei. Da. Și de noi, ca și adulți, ce exemplu le dăm mai departe copiilor noștri? Pentru că copiii noștri vor prelua modelul pe care îl văd acasă. Exact. Uite, spre exemplu, toată lumea se miră că copiii mei mănâncă legume. Știi? Da, deci copiii mei mănâncă legume. Ok. Cum i-ai învățat? Păi cum s-a întâmplat? Păi foarte bine, ne-a văzut pe noi. Simplu. Exact. Dacă noi ne punem la masă și copiii văd că mama și tata mănâncă legume în diferite feluri, gătite, interesant, colorate, să le atragă privirea. Da.
Copiii vor învăța să facă așa. Dar copiii noștri, dacă m-ar vedea pe mine sau pe soțul meu toată ziua deschizând frigiderul și ronțăind câte ceva, ce crezi că s-ar întâmpla? Ar face identic ca și voi și atunci ar fi... Exact. Este vorba de responsabilitate. Adică nu mai suntem copii acum să nu înțeleagă un pacient care are 40-50 de ani probleme de greutate și... Noi spunem, nu mai merge atâta la frigider toată ziua, bună ziua, și trebuie să ții regimul acesta, că la urma urmei viața ta în joc. Eu cred că acel pacient ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Da, și dacă nu, deja vorbim de niște probleme de natură psihologică. El trebuie să fie conștient în primul rând. Și el trebuie să-și dorească. De familie, să-și facă și analize medicale. Și el trebuie să-și dorească. Că sunt și pacienții aceia care sunt râs de nevastă sau de bărbat, știi? Da. L-am adus. Gras, pacienți, explicați-i și dumneavoastră, știi? Că mănâncă mult. Da, exact. Mănâncă, nu se mai oprește. Ca și medic te uiți așa și zici, ok, eu ce zic acum? Da, cam acolo stă... Dar să revenim la, am o paranteză, cum ai zis, cu acei cartofi, că îți cumperi o grămadă de, dai 10 milioane pe creme de față și prăjești cartofi în ulei de floarea soarelui. Lumea trebuie să știe un singur lucru, că există aceste grăsimi. Da? Grăsime saturată și grăsime nesaturată sunt două feluri. Foarte bine că explici asta, pentru că îi răspundem urmăritoarei noastre cum să-și aleagă uleiul în care gătește. Bun. Ce simplu, ulei să aleagă? Simplu. Trebuie să știe un singur lucru. Grăsimea nesaturată este lichidă la temperatura camerei. Simplu de acolo. Grăsimea saturată este solidă la temperatura camerei. Dacă tu prăjești cartoful în untură de rață, de gâscă, de porc sau de ce mai vrei tu, îți asumi anumite kilograme în plus sau anumite patologii care vor veni, bol cardiovasculare, depunere pe vase de sânge, de grăsime. Bine, calculezi, exact, aproximativ, exact. Calculezi cât mănânci, 30 de grame un bărbat, 20 de grame o femeie, aproximativ pe acolo și tot timpul alimente care sunt bogate în antioxidanți lângă. Exact, nu trebuie neapărat să fie acel ulei, știu eu, extra virgin de măsline, că eu să zic că lumea, că domnule, e amar, cartofii sunt amari. Acel ulei se pune pe salate mai mult. Aici vorbim de, știu eu, ulei din babe de strugure, da? Ulei care e un ulei senzațional în care poți prăji cartofii, poți prăji orice, chiar dacă este mai scump. Păi e foarte ulei simplu. Din nucă, ulei din orice poți să faci, de nuci, de arahide. Dar să fie lichid la temperatura camerei. Acestea sunt uleiurile bune pentru prăjit și lucrurile de fapt sunt foarte simple. Oamenii trebuie să înțeleagă și să aleagă în același timp pe ce dăm banii, pe medicamente sau pe alimente. Exact. Și la asta se rezumă totul. Se renunță la acel aparat numit fripteuză, unde tu efectiv arunci acolo tot, pentru că ce se întâmplă? E mult mai ușor să gătești și mult mai repede gătești, aruncând, la unii le place și mai mult. Să arunce, știu eu, un kilogram de cartofi gata tăiați, gata congelați acolo, i-ai dat drumul, ai apăsat pe două butoane în 5 minute, ai cartofii prăjiți exact cum sunt în restaurantele ăștia de fast food. Sau să mai stai un pic, să curezi tu cartofii, efectiv, să-l prăjești eu într-un ulei de sâmburi de strugure sau ulei de nucă, unde pui o cantitate foarte puțină și unde și vezi... Și acum avem și termometre. Exact, sunt tot felul de aparate. Da. Eu aș enunța din start la acel aparat mie fripteză, pentru că, efectiv, baia aceea de ulei e nesănătoasă în totalitate. Deci cu uleiurile am răspuns. Mezeluri, cașcaval, pâine, legume, legumele obligatoriu spălate, inclusiv acelea care sunt în pungi gata, spălate, acele frunze, spălați-le din nou, ca să fii sigur. Eu consider că atât cașcavalurile și știu eu, de la mozzarella, telemea, caș, brânzeturi și mezelurile, care sunt bune la urma urmei, ar trebui mâncat într-o cantitate, nu renunțați, sub nicio formă, să nu renunți la ele, dar într-o cantitate limitată. Adică să nu, știu eu, să-ți cumperi un kilogram de salam de vară sau mai știu alte produse și în două zile să-l dai gata. No, salamul, într-adevăr, părerea mea ar trebui să fie, chiar dacă e mezel și el, ar trebui să fie cât mai uscat. Da. Cât mai uscat și cu cât și mai puține grăsimi. Și un conținut de carne preferabil peste 95%.
Deci exact. Când vezi un mezel cu 40% grame, carne sau 50%, întotdeauna trebuie să te întrebi până la 100% ce îi. Sunt anumiți. No, bine, sare anumite produse, și da, condimente, dar aia nu umple golul până la 100%. O să ne zică ascultătorii noștri că, de bine, stai puțin, la urma urmei e vorba și de preț. Eu am văzut și cred că și tu ai văzut prin diferite magazine ăștia, lanțuri multinaționale, kilogramul de salam sau kilogramul de parize era 8 lei. Și mă gândeam, totuși, ce conține ăsta la 8 lei un kilogram? Dar cum se produce la 8 lei? Și m-am uitat, efectiv, am citit. Da. Am uitat de curiositate. Da. Începea așa, șorici de porc, da, de nu știu ce, de toate felul de animale, după care venea E1, E2, E8, puncte, puncte, da? E29, G, iară, glutamat și după aceea G24, G28. Cât mai puțin aditivi alimentari. Da, aditivi alimentari. Cât și mai puțin. Și preferabil la mezeluri să conțină și acid ascorbic. Da, cum ai zis tu, în primul și în primul rând să aibă o cantitate mare de carne și să aibă totuși un procent, o cantitate mai mică de grăsime și dacă se poate cât mai natural la urma urmei, pentru că chiar dacă produsele sunt mai scumpe, e mai ok ce consumăm din mediu, știu eu, mediu, de la țară, de undeva, alte produse decât produsele care le găsim prin supermarketul și prin firmele acestea. Chiar dacă, chiar odată... Acum și cu discuția, știi, cu ce găsim la piață, pentru că nu mai poți să ai așa încredere cu ce stropește. Da. Mai ales că nu mai există nici roșia de pe vremuri, nu mai există nici gustul la ardei. Efectiv, toată sămânța sunt foarte scumpe și nu-ți permite lumea. Da. Când ai o diferență între, știu eu, roșie de la 4 lei sau 3 lei, acele roșii și aerii de o caserolă și te gândești la un 13 lei kilogramul de roșii sau 14 lei, mai ales acum a trecut sezonul și mai scumpe ce au rămas prin curți pe la și prin grădini pe la oamenii de la țară, atunci te gândești că mai e totuși o diferență de bani, dar da, dacă realist vorbind, nu toată lumea are meserii bine plătite. Nu, și nu-și permite ca să-și cumpere. Și nu își permite. Exact. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Am făcut un calcul, eu și cu soțul meu, cât cheltuim pe lună pe mâncare. Ce mai mulți bani se duc pe mâncare? Între 5.000 și 6.000 de lei pe lună. Da. Noi mâncăm în proporție de, pot să zic, cam peste 95% organic. Da. Deci undeva între 5.000 și 6.000 de lei, da? Cât e salariul minim pe economie? Vreo 3.000? Minim este 3.000. Parcă atât este brutul acum. Că știu că l-a modificat acum de o lună, l-a făcut 3.000 și un pic brutul. Deci primești în mână, știu eu, 1.800 de lei. Da. Atât e salariul minim, 1.800 de lei. La 1.800 de lei și eu am întrebat cum trăiesc unii oameni și ce își cumpără. Dacă mai e să pui la acea cheltuială, că nu toată lumea are mașină și biletul de autobuz, de copii, chirie, copii, îmbrăcat copilul și așa mai departe, știi? Și despre asta e vorba la urmă urmei. Da, pentru că e vorba de bani la urmă urmei, pentru că suntem totuși o țară. Legătura dintre sănătate și economie este foarte puternică. Merg mână în mână amândouă și la urma urmei noi suntem totuși o țară săracă. Nu ne putem compara cu țările occidentale. Da, dar gândește-te, Lucian, tot populației trăiesc și pe salariul minim și poate un pic mai mult decât minim și cum spunea ei, nu-și permit să-și cumpere anumite alimente care în ghilimele le considerăm noi și poate chiar sunt sănătoase. Da, ție nu ți se pare așa puțin ciudat și paradoxal că importăm usturoiul din China și usturoiul nostru îl exportăm? Că dăm grâu în afară și noi aducem din afară înapoi aluat congelat? Da, tot ca timpul, să facem pâine? Tot timpul mi-am pus această întrebare. De ce România n-a fost capabilă și nu e capabilă să aibă un produs? Poate m-am gândit la clima, poate a fi clima, m-am gândit eu, un produs care să fim un fel de, nu unic, dar cei mai mari exportatori. Uite, de exemplu, Ecuadorul. Ecuadorul este o țară
extraordinar de mică, e vai de mama ei ca țară, dar este considerată cel mai mare exportator din lume de banane, Ecuatorul. Da, ei au cu ce se mândri și au acest brand în ghilimele cu care ei câștigă bani. Și noi am putea să avem Zilele trecute, vorbind de pâine, spre exemplu, zilele trecute n-am avut timp să fac pâine de casă, m-am dus în supermarket să mă uit pe raft, să aleg și eu o pâine bună, mai sănătoasă, mai ok. Și am văzut pe etichetele de pâine, una singură de fapt era, pe care scria că această pâine nu provine din aluat congelat. Și m-am gândit că, Doamne Dumnezeule, adică asta e ceva normal, în primul rând, ca pâinea să nu provină din aluat congelat, nu ar trebui să provină din aluat congelat. Și am dat seama că stai puțin, că noi, de fapt, da, dăm grâul nostru afară din țară și cumpărăm aluat congelat, care ajunge în brutării și așa mai departe, și acolo se face pâinea, care, cum ai zis, nu prea mai trebuie să exact zici că e pâine. Exact ca și usturoi. Aducem usturoi din China, tratat cu minuni. Ma, Paula, e mult mai ușor de curățat usturoi din China. E mult mai ușor de curățat și la îndemână decât să mergi în piață, să cumperi chestiile alea mici, te chinui. E mult mai ușor și atunci lumea e la îndemână și să știi că e mult mai ieftin usturoiul din China. E mai ieftin, dar impactul asupra sănătății? Asta se va vedea în timp și lumea trebuie să... Păi începe să se vadă în timp. Da, pentru că am devenit o țară de oameni... Pui murăturile, pui usturoiul. Usturoiul din China și, din câte am înțeles și de la urmăritorii mei, inclusiv usturoiul din Spania. Se înverzește în borcan. Nu are niciun gust, e modificat genetic. De aceea este și așa de mare. Sau merele, uite merele din... Da, îmi spunea o cunoștință, a încercat să facă cârnați de casă cu usturoiul din China... Cârnații toți s-au umflat din cauza usturoiului și aproape a explodat. Așa și este. Pacienți care spun în clinică că nu mai pot mânca usturoi. Păi ok, ce usturoi mănânc? E foarte sănătos să mănânci usturoi, dar usturoiul care trebuie. Exact. Crescut cum trebuie, primul rând, că asta e cel mai important. Și eu întotdeauna am zis la urmăritori pe pagina mea și la cunoștințe să verifice dacă usturoiul are mustăți. Că ăsta din China o să-l vezi că nu și are. Și e mult mai ok ca usturoiul, chiar dacă cățelul acela, cum se zice în ghilimele, e mult mai ok să-l tai în două sau în trei și să-l înghiți decât să-l mesteci. Da. Mult mai ok. Bun. Mergem mai departe. Bună seara, vorbim despre memoria care ne lasă la o anumită vârstă. Care este explicația că la mine am 67 de ani, memoria mă lasă, dar observ că mă lasă mai des la numele proprii. Îmi amintesc multe lucruri despre anumite lucruri sau persoane, nu uit numele de firme, locuri sau persoane. Multe amănunte despre anumite lucruri sau persoane. Nu uit numele de firme, locuri și persoane. Deci vorbim despre o pacientă la 67 de ani. Aceeași discuție. Ar trebui să meargă la medicul de familie, un consum neurologic, o electroencefalogramă care poate să spună cum stă circulația la nivel cerebral, pentru că totuși prin vasele de sânge ajunge oxigenul la celulă ca să trăiască așa celulă. Da. Și atunci... Să consulte și să meargă înainte. Ce se întâmplă? Această boală, Alzheimer, care e considerată iară cu o incidență foarte crescută în ultimii 15-20 de ani față de acum 30-40 de ani. S-a pus problema aceste incidențe foarte mari în ultima perioadă acestei boli. Și atunci, stai seama că au apărut acești factori favorizanți, începând de la alimentație, începând de la noxele, de la mâncare, de la tot, fumatul, alcool și alte. Da, alimentația este pe primul loc și totuși aș recomanda un consult neurologic. Obligatoriu. De ce? Pentru că
boala aceasta, Alzheimer, are niște, are o clasificare, după cum, după cum ți-am spus. Și atunci, stadiu 1, stadiu 2, stadiu 3, stadiu 4, câte stadii o fi? Și în, stadiu, în stadiile incipiente se, se începe cu chiar această pierdere de memorie a unor nume sau unor date din calendar sau știu eu al unor cifre sau al unor lucruri banale, lucruri minore la care nu-i neapărat să uiți ce ai, ce ai mâncat tu acum 3 zile sau ce ai făcut acum 3 zile. Deci tu uiți. Și fibroamele acestea uterine sunt, la urma urmei, un factor favorizant în apariția infertilității, la urmă. Acum, consultul ginecologic și ecografia ginecologică îi va da acest... respective... Se poate și depinde de numărul de fibrome și de volumul lor, dar se poate face FIV și pe fibrome. Dacă sunt mici și sunt, știu eu, 1, 2 sau 3 fibrome, unii ar risca să facă. Acum, la 40 de ani e cam greu, dar depinde foarte mult de ecografia care și de consultul ginecologic la urma urmei, care îți dă verdictul dacă poți să faci. Se poate face și pe fibrome, depinde câte sunt. Unii se poate. Acum, la 40 de ani, mă gândesc că e o, totuși o vârstă la care chiar ai nevoie de procreere și atunci nu-i mai timp de așteptare, la urma urmei. Doamna respectivă, cu siguranță, se grăbește și se poate face și. Încă o întrebare. Bună seara! Ce analize ar trebui să fac prin care să se afle de ce am dureri abdominale și amețeli în timpul ciclului și chiar după, în 2 zile? Bun. Primul leucograma. Bateria de analize medicale plus hormonii, chiar și hormonii de care spuneai, exact. FT3, FT4, TSH. Și plus estrogen, progesteron, FSH, estrogen, progesteron, FSH, obligatoriu, și o ecografie abdominală, la urma urmei. Ecografie, chiar știu eu, și poate și pelvină, la urma urmei, ginecologică, pentru a depista unele patologii, după cum spune. Acum, durerea acestea, dismenorea, care... sau care poate să apară la, după un ciclu sau înainte de ciclu. Sunt anumite produse farmaceutice pe bază de hormon care îți reglează cât de cât și ciclul menstrual, îți reglează și nivelul hormonal, astfel încât să ajungi totuși într-un termen din acela, poate nu 28 de zile, dar poate în 26 sau 30 de zile, că și la ciclu menstrual
toate femeile nu știu lucrul acesta, ți-a venit ciclul menstrual, dacă nu venea 28 de zile, atunci, vai, Doamne, ce-i, vai, că am un ciclu neregulat. Nu, există totuși o marjă de plus minus 2-3 zile. Deci dacă ajungi până în 32 de zile, ai un ciclu și faci să... Să oscileze între, știu eu, 27 cu 31, deci se consideră totuși un ciclonal, dar trebuie să facă un consult și ginecologic și durerile acestea abdominale poate să iradieze din zona, din zona pelvină spre, spre abdomen. Deci medic de familie, bile de trimitere către laborator și bile de trimitere către medicul ginecolog. O altă întrebare, Cătăpop, te salutăm. Întrebare, mă știți amândoi? Da. Am slăbit 60 de kilograme și nu am mai crescut în greutate. De ce? Pentru că cunosc și am avut ambiția asta să slăbească. De ce nu am mai crescut în greutate? Pentru că și-am modificat stilul de viață. Da, și mănâncă mult mai și puțin. Și automat și-am modificat mai puțin, și... Mănâncă mai puțin regimul alimentar. Regimul alimentar, puțin metabolismul. Da, nu mănâncă. A devenit o persoană destul de activă din punct de vedere profesional. Chiar mai fericită. Da, și mai fericită. Și atunci, și atunci... e normal ca să nu se îngrașe. Cum îți spuneam... Și hormonul fericirii ajută. Da. Serotonina, dacă la urmă urme, aia o altă discuție, dar în momentul în care, cum spuneam chiar în, la început emisiunii, în momentul în care tu mănânci mai puțin și stomacul începe să îți ceară, mai, se acomodează cu ritmul tău alimentar și atunci îți cere mai puțină mâncare. Da. Cerând mai puțină mâncare, tu funcționezi normal. Și atunci, atunci slăbești și nu te mai îngrași. Pentru că, cu siguranță, el, chiar dacă cunoaște amândoi, dacă ar vrea oricând, s-ar putea îngrășa la loc. Cu siguranță, logic. Cătorina ar fi imediat la kilogramele care pot. Dar se menține, îi place. Chiar discutam cu el de două luni să plece la muncă. Și vorbeam de tensiunea arterială a lui și de... și zicea că s-a normalizat astfel încât crede că nu ar mai fi necesar să ia acest tratament antihipertensiv. În momentul când tu slăbești, ai niște parametri în organism care încep să se regleze de la sine, astfel încât să renunți la anumite medicații, glicemia în primul și în primul rând, să renunți la aceste lucruri și efectiv să și tu te bucuri și îți dai seama că ce mare realizare este și Paula, gândește puțin că un om care are un surplus de 30 de kilograme față de știu eu indicele de masă corporală a fiecărui om care îți spune câte raportat la înălțime față de greutate cât ar trebui să ai acea cifră. Tu care în spate în fiecare zi un sac de 20 de kilograme care dacă îl iei fie și de cartofi și care pe unii pacienți începe să-i afecteze și emoțional, de la emoții, de la zic, de la articulațiile picioarelor, de la centru de greutate, de la genunchi, de la orice. Vorbim de centru de greutate și de genunchi, de aparatul locomotor predominant, spondiloza chiar poate crea perturbări, amețeli. Alea sunt primele semne și simptome, amețeli, sunt parestezii la nivelul membrelor, vertijul acela care apare, incapacitatea de a-ți folosi membrul corespunzător în, chiar și în limite normale. Acum depinde de unde este acea spondiloză, la ce nivel al vertebrei cervicale s-a produs normal, e primul semn care îți dă acest lucru. Pe lângă parestezile care iradiază de la nivelul gâtului și da, chiar și unele procede din chiar și de la fizioterapie, chiar și masajul și chiar și anumite tehnici pe care ei le prescriu medicul reumatolog și sunt foarte, foarte utile. Dar ca să pui diagnosticul de această spondiloză, totuși ar trebui să-și facă un consult și un examen, știu eu, de rezonanță magnetică funcțională sau computer tomograf, astfel încât să se vadă
că se vede foarte clar, dacă există totuși acea leziune și la ce nivel, la ce nivel al vertebrei cervicale, 2, 3, 5 sau cât o fi acolo, pentru că în funcție de nivelul leziunii, unde este, încep să apară semne și simptomele în organism. Da. Dacă apar la nivel cervical, automat încep să apară niște parestezia morteli și acest vertij la nivel cefalic, în mâna stângă, în mâna dreaptă, brațele, sau în braț. Da. Și atunci chiar le simt și în deget, în momentul în care știu eu conduc sau scrii sau imediat încep să se mănânce. Cum învățăm copiii să mănânce fructe și legume? Prin puterea exemplului, am spus mai... Păi cred că tu ai fost foarte clară în sensul în care ai explicat cum copiii voștri mănâncă legume, că multă lume te-a întrebat, că legumele sunt foarte sănătoase. Da, uite, să-ți dau un alt exemplu referitor la înghețată. Tuturor ne place înghețată, da, unul din băieții mei. Eram întâlnirile astea de părinți cu alți părinți și cu alți copii și așa mai departe. Toți trecem prin asta. Da. Și a venit înghețată. Și am spus să întrebă toți copiii. Da, vine înghețată. Toți copiii au sărit, vine înghețată. Și ești. Băiatul meu, tu, Victor, vrei înghețată? Acum nu. Îți dai seama ce șoc a fost pe ceilalți părinți? Ce recomandă? Era o chestie din asta. Păi nu lasă mănânce înghețată, de aia nu vrea înghețată. Nu e adevărat, din contră. Ce recomandă acest interesant? Să mănânce înghețată, că înghețată poate fi de mai multe feluri, că nu e neapărat, poți să faci înghețată și de casă. Cum te plimbi cu copilul, după copil să mănânce brocoli, invită-l, hai mama să mâncăm o înghețată. Da. Învață copilul să mănânce înghețată, învață copilul să mănânce pizza, învață copilul cum să mănânce, că ca și viitor adult va ști cum să mănânce și cât să mănânce. Exact. Pentru că dacă pui că e interzis, nu ai voie să mănânci asta, în momentul în care ți-ai luat ochii sau ești pus la zi că ești într-o petrecere din asta, copilul tău a dat iama pe înghețată. Eu vreau să spun un lucru foarte, foarte util pentru să răspund această întrebare, este că aceste fructe și legume, părerea mea este, e o părere personală, dacă ești acolo, să se mănânce sezoniere. Adică dacă acum e sezonul de roșii, exact, atunci acum mănânci roșii, nu mănânci iarna sherry din supermarket, acum mănânci roșii. Dacă acum sunt merele acelea care le găsești în piață, exact, mere de vară, nu mănânci mărul acela de 1,5 kg cât are, pe care este eticheta lui, îl mănânci iarna, care a dus din Polonia, din Mexic, de unde l-a dus treaba lor, din Turcia, din Tunisia, și se pot face atât de multe jocuri, exact, cu copii. Exact acest lucru este cu legumele. Da. Pentru că au alt gust. Dacă au alt gust, copilul va simți acest gust, că e foarte bun, e foarte bun. Va începe să facă diferența, între să-și facă preferințe. Uite, câți copii, de exemplu, mănâncă morcov, care morcovul este, are atâtea vitamine și atâtea produse utile pentru organism și vitamine special, morcov rece, mănâncă morcov acum, sau ceapa verde, o mănânci acum, când este sezonul la ceapă verde, mănânci morcovul acum, în martie, aprilie, mai, nu mănânci morcov acum. Bine, dacă mănânci, sunt trecuți tine și depozitați, e altceva. Dar să mănânci aceste fructe și legume sezoniere, pentru că în această perioadă, știi bine, au alt gust. Da. Degeaba îi dai, știu eu, un măr luat de nu știu unde iarna, pentru că e adus de undeva, că nu se face aici mere iarna, pentru că copilul nu o să-i placă, nu o să aibă niciun gust. Mărul e tare, e apos, nu are niciun gust, gustul ăla de celuloză, gustul ăla de chimicale, la urmă, nici nu poate să muște bine de el, și o să zică, mărul nu e ok, nu e bun. Căpșunile iară, de exemplu, sau cireșele, exact, deci totul să se mănânce în sezon. Acum este sezonul cireșelor, acum mănânc cireșe. Da, uite, foarte important, în momentul în care începe să mănânce copilul, te pui și mănânci cu copilul tău sau copilul tău. Da, mâncăm împreună. Da. Nu îi spui copilului, ia, mamă, mănâncă cireșe,
stai că eu mă duc prin bucătărie și mă ascund și mă ascund niște napolitane și copilul vede că ascunzi ceva. Nu. Educația alimentară și educația copilului începe de acasă, din familie. Da, exact cum am zis la început de emisiune, ca și educația. Ne punem la masă, mâncăm. Da? Și la școală ar trebui să explice de clasă primară, cum s-a zis în prima. Pentru că suntem totuși, ajungem totuși o țară de persoane supraponderale, persoane obeze, care acum 20 de ani nu eram. Adică nu aveam atât acces la produsele acestea de fast food de acum 20-30 de ani. Totuși veneam după o perioadă de comunism în care era mai cu rație. Dar aceste produse, mai zis tu că hai să mâncăm împreună un măr sau să mâncăm împreună, acum e sezonul de căpșuni, uite, mănânci căpșuni acum. E mult mai util pentru că au gust și înveți practic copilul de plac aceste fructe. A tendința de a merge la un fast food, de a mânca acel hamburger sau mânca acel hot dog sau de a mânca un produs în care dă, prin ghilimele, dă senzația de satietate. Tu practic glutamatul acela îl scoți și îți dă. Dar ce te împiedică să-i spui copilului tău că mâncarea de la fast food conține monoglicamat de sodiu? Ce te împiedică? Mama, uite, ăsta este un gust și începem povestea, spre exemplu, da? Și copilul știe povestea. Da, îi spui. La fel cum îi povestesc iara copilului că, nu știu, există atâtea animale la grădina zoologică. Da, și ai spui de acel produs. Da, uite, există mai multe tipuri de alimente. Educi copilul la urmă urmei. Despre asta este vorba. Educația nu am zis, încep acasă. Nu putem să avem pretenția de la grădinițe, școli și așa mai departe să educi copilul. Da, eu încă ceva vreau să spun. Începe totuși de acasă și o educație bună de acasă, pentru că, știi bine, noi suntem părinți în casă. În momentul în care copilul pleacă din casă, nu mai are lângă el nici mama, nici tată. Uh-huh. Are. Și atunci, având o educație sănătoasă de acasă, se gândește de două, trei ori dacă mă duc și intru în pas să-mi cumpăr acel hamburger, sau nu mănânc nimic, sau cumpăr o înghețată mai bine, sau mănânc două mere, sau mă uit la colegul meu cum culec acel hamburger. Pentru că nu putem să fim non-stop lângă ei. Și atunci, bine să le duci în casă. În momentul când vorbim de copil de 4, de 5, de 6 ani, în momentul când copilul crește, are tendința de a ieși, așa fac tot, și nu pot să-l țin numai în casă, nici nu-i bine, nici nu-i util, pentru că trece în altă extremă. Da. Atunci tu, practic, nu mai ești mamă nici tată, apară, are altcineva o responsabilitate, contează anturajul care se întâmplă el. Tu ca și părinte trebuie să-i devii prieten copilului tău, în așa fel încât copilul să aibă încredere, să-ți spun, adică copilul meu, dacă vine la mine, oricare din ei, și îi spune: mama, am mâncat cartofi prăjiți de la nu știu care fast food. Am mâncat cartofi prăjiți. Copilul știe că nu se întâmplă absolut nimic. Și nu îi se întâmplă absolut nimic. No, da. Copilul vine și îmi spune și zic: ok, mami, bine. Dar este logic că nu va mai mânca următoarele zile, săptămâni și așa mai departe. Să nu devină un obicei. Să nu devină un obicei. Și putem povesti despre asta. Ți-a plăcut? Uite, se pun în cartofii aceea așa, se prăjește cu ulei din asta. Din cauza asta nu este bine să mâncăm tot timpul. Mai departe. Da. Deci nu e... mai e încă o problemă. Mi-a venit acum. Părinții au tendința... hai să scot crembul, știi? Se fierb niște cremuști plac, n-a văzut să mănânce nimic altceva. Toată nu era foame copilului. Adică tot timpul încerc să înlocuiești. Copilul îți spune când e foame. Da, exact, îți spune. Acum știi și tu că ești tată. N-are sens să pulești pe copil, pe considerentul că... Da, dar încerc să scoți mâncarea ultraprocesată, să-mi duc copilul cu pupuleți, spre exemplu, sau scoți crembuși, știi, sau îi dai parizer. Vai de mine, n-am mâncat copilul. Nu, îi era foame. Și exact. Atunci, la finalul zilei, copilul zice: nu mănânc. Știu că dacă nu mănânc, îmi dă napolitane, știi? Da, și te trezești cu copilul că la finalul zilei nu am mâncat. Păi unde-s nutrienții? Deci unde? Așa, ai dreptate. Da. Se trece mai departe.
Cum reușim să ne menținem imunitatea la un nivel optim pentru a trece de sezonul rece fără probleme majore? Păi și în primul rând, cum ai specificat și tu, este vorba de aceste proteine, de aceste produse alimentare care sunt fructele și legumele, care conțin, de exemplu, hai să zicem de acidul ascorbic, vitamina C. Bun. Vitamina C, care știm bine cu toții că luăm din lămâie când avem o stare gripală, o stare de viroză respiratorie sau ceva, imediat apelăm la acea lămâie. Dar lumea trebuie să știe, dar într-adevăr, vitamina C este unul dintre produsele care ajută la creșterea imunității. Dar atenție la abuz, pentru că în online se vehicula și informația aceasta, acum că fai în primele zile de răceală să consume 10 grame de vitamina C. Ce se întâmplă? Totuși, într-adevăr, are eliminare renală, dar trebuie să discutești despre problemele gastrointestinale. Ce se întâmplă? Exact această problemă s-a pus în discuție acum vreo 2 ani de zile, când venise acel val de COVID, de pseudopandemie care a fost peste noi și în care lumea, cum ai spus tu, lua cu pumnul vitamina C, pe considerentul că creștem imunitatea și dacă creștem imunitatea, atunci virusul nu va pătrunde nouă, da. Avem COVID și așa. Da. Organismul, într-adevăr, își ia o cantitate cât îi trebuie lui. Și atât elimină. De fier, restul elimină. Dar există posibilitatea ca la un plus de vitamina C să nu poți să o elimini. Și atunci e foarte simplu să ajungi la calculul renal, de exemplu, la acele pietricele care se formează la nivel renal. Și care... forma în care se ia vitamina C este foarte importantă. Da, cum să? Da. Deci să crești imunitatea este în primul rând să mergi pe aceste produse, deci să mănânci normal, să mănânci sănătos, să-ți iei surplusul de vitamine din fructe și legume, să nu renunți la citrice și la lămâie special. Dacă se poate, și acea tabletă de vitamina C, una pe zi, este extraordinar de bună, dar să ții pe perioada aceasta, zic eu, începând din 1 octombrie, cum avem aceste diferențe mari de temperatură care nu sunt prea sănătoase pentru organismul nostru, dimineața erau careva zi 3 grade la plus 20 de grade, e o diferență foarte mare de 20 de grade între, știu eu, 6-7 ore pe zi și atunci la unele persoane mergând de la simplu considerent că nu știi cum să te îmbraci, da? Nu știi cum să te îmbraci, știi că va fi cald și atunci automat ai o scădere a imunității datorită pătrundor. De ce scade imunitatea? Pentru că imunitatea scade în momentul când tu nu-i dai organismului ce are nevoie, da? Glucide, lipide, proteine și aceste vitamine și săruri minerale și tot ce trebuie. În momentul când tu nu te îmbraci și nu-i dai aceste organisme, există posibilitatea ca să inhalezi, știu, pe care respiratorii diferite bacterii, virus pe care inhalăm non-stop, de datorită imunității noastre bune, avem posibilitatea să-i omorâm și de aceea suntem aici și suntem sănătoși, aparent sănătoși, nu știm niciodată cum stăm cu sănătatea noastră. Și atunci e bine ca să se îmbrace adecvat pentru sezonul de toamnă. Sunt mai multe straturi, da. Exact, și să meargă pe acest considerent. Și să nu trăim cu obsesia că, aoleu, urmează să ne răcim pentru că a venit toamna. Știi cât e important este o și tabletă de exagerarea cu consumul de suplimente alimentare de toate felurile și de toate. Poate nu-ți place lămâia, deci că e acră. Dar tableta aceea de vitamina C, dacă e zilnic, atât de da. Multe. Toate bolile sunt psihosomatice? Chiar toate. Putem să zicem că toate bolile. Avem și malformațiile congenitale, normal, bolile. Eu înțeleg la ce se referă. Dar urmează vineri seara, în emisiunea noastră normală, de vineri seara de la ora 8, o să discutăm despre emoții și boală. Să urmărești emisiunea și te vedea. Câtă apă este nevoie să bem zilnic pentru a fi hidratați corect? Pentru că sunt multe păreri și sunt confuză.
Bun, e simplu, e foarte simplu. 40 de mililitri minim, ori numărul de kilogramul pe care îl avem. Minim 40 de mililitri. Eu am spus, eu știu că sunt 60. Place. Că e foarte simplu calculul, din cauza asta, zici, e simplu. Să te completezi, trebuie să ne gândim în felul următor, da? Tot organismul nostru, deci celula efectiv, conține 70% apă. Corpul e format din celule. Deci corpul nostru practic este 60-70% apă. Spunea cineva, practic această dietă, cum sunt și anumite persoane care știi bine că ține acele posturi de 40 de zile, care știu eu trăiesc numai cu apă. Bine, e o învățat organismul, nu putem noi să facem așa, știu eu, călugării sau alte persoane. Bine, aceia au o altă alimentație de post. Dar ideea în sine este de a consuma pe zi o cantitate de lichide și nu chiar de apă, pentru că și mărul conține apă și știu eu, strugure și lebelița și toate produsele și carnea conține la urmă urme apă și nu știu dacă nu, hai să zicem, pâinea nu, dar în mare așa să-ți regrezi organismul cât minim un litru jumate de lichide corpul, indiferent de indicele de masă corporală, pentru că, bine ai zis, formula corpul are nevoie. Ma, că e copil sau că e adult, tot acolo un litru jumate de lichide pe zi. Că bei apă plată, că bei apă minerală lichid să fie și nu alcool, și dacă se poate și nu sucuri. Dacă se poate și nu sucuri, pentru că și sucul conține o cantitate de apă normal, dar pe lângă apă conține și o grămadă în de... În loc de suc de fructe, mai bine fructele în sine. Mai ales la copii cu sucul de portocale. Da. Influențează fumatul cumva sporoitul și apnea în somn? Răspundem repede la întrebare pentru că ne apropiem de final. Da. De ce nu promovați produsele de la țărani? Cred că mă urmărești de puțin timp sau nu mă urmărești. Păi nu e nimic, Paula, poți să facem și pentru o emisiune că... care o să aducem un cartaboș, un maioș, un cărnaț pe mață și o bucată de stălină. Și uite de ce nu promovăm produse de la țărani. Știi care e problema? Eu am avut un reel la un moment dat în care am spus, fain, clar, pe înțelesul tuturor, că în piețe prea puțin țărani găsești. Prea puțin producător local. Majoritatea sunt samsari. Ești? Sunt, într-adevăr. Și mulți dintre urmăritori mi-au spus atunci, da, suntem producători locali, dar noi muncim pământul, noi nu avem timp să mergem să stăm la tarabă în piață. Și plus că samsarii care vin în piețe, ei vând într-adevăr și într-o cantitate mai mare, ei cumpără automat mai ieftin niște legume și fructe de o calitate mai scăzută, într-adevăr, la prețuri mai mici. Și atunci samsarii intră practic în concurență cu țăranul nostru român, care țăranul nostru român poate să zică exact cum a crescut leguma respectivă. Uite, este vorba și despre trasabilitatea alimentului, de unde provine alimentul acela, și ce stadiu ajunge, cum a fost crescut alimentul acela, în ce condiții a fost depozitat. Am stat și m-am gândit în ce condiții s-a depozitat încât nu s-a stricat. Da. Asta e întrebarea. Asta că urmează oricum anul electoral, anul viitor, știi, și vor merge candidații în costum, în piață, cum a fost și în alții ani, da? Și o să spună cu hashtag susținem producătorii locali, știi, și ei se filmează pe lângă samsari, mai găsește câte o bătrânică pe acolo și ăsta săraca. Apar în piețe îmbrăcați în costum. Să apară undeva la început. Mulți din ei nu știu cum se crește roșia. Un martie va apărea, un martie. Dacă va fi șapa și ridicile de atunci vor apărea. Da. Și vor cupa acea bătrânică care... Da, care vai de mine a crescut și găsește o bătrânică pe lângă ceilalți care sunt samsari și de fapt... Producătorul local are foarte mult de suferit. Revenind la aceste produse, produse autohtone, produse care sunt de la țară, cum zice persoana respectivă. Sunt producători locali care au certificat ecologic. Acum vreo 3-4 ani am văzut un studiu și aici era vorba de creșterea incidenței cancerului colorectal, da, care a crescut foarte mult. Și
Totuși, ca și referitor la un raport între mediul rural și mediul urban. Da. Dar nu trebuie să faci, Lucian, raport între cele două. Persoanele de la țară, persoanele de la țară se hrănesc preponderent cu mâncarea din supermarket. Sunt și persoane care... Pentru că în momentul în care tu pui pe chestionar, spre exemplu, ca să faci studiul respectiv, urban, domiciliul mă refer, urban sau rural, da? Poate să nu însemne nimic, că poate persoana respectivă locuiește în periferia orașului, știi? Da. Și spune că da, locuiesc la stat. Și de unde mănânci? Din supermarket. E, da, stă la periferie, poate să stea și la bloc. La păi nu? Da. Și da. Atunci, tocmai din cauza asta, este confuzia între loturile de pacienți, pentru că te pot suprapune foarte ușor. Care este diferența, cum spuneai, că acum ai avut o idee foarte bună în sensul în care tăranul de la câmp n-are timp să vină să să vândă produse. Da, exact, dar așa este. Persoana aceea ce face dimineață, el mănâncă un produs alimentar, poate din grădina lui, poate din cămara lui, un produs alimentar care să aibă multe lipide și multe proteine și calorii. Vorbim de cărnați, de slănină. Pentru că la munca câmpului ție îți trebuie putere. E, aceste produse, ce se întâmplă cu ele? În mare sunt și un pic acum. El la munca câmpului, el nu are timp să mănânce acea ciorbă sau supă care este foarte importantă la o masă de prânz. Bun, dar haideți să o luăm altfel. Păi și atunci, acela alimentația din România a românilor ca să fie afumată. Pentru că nu aveau frigidere. Afumarea este o metodă de conservare. Și bun, da? Produsul. Este bun, într-adevăr, da. Este bun, dar contează cât la fum, cu ce la fum și hai să fim serioși că putem să facem și cârnați de case și cartaboși și așa mai departe, fără să-i afumăm. Unde o fiam când dăm la copii. Da, și mie îmi place mult mai mult să nu fie afumat. Păi, asta spun. Noi, în momentul de față, nu mai suntem ca pe vremea străbunicilor noștri. Noi avem congelator, avem frigider, putem să congelăm cârnațul. Da, eu știu ce zici, dar asta nu înseamnă că trebuie să consumăm tot timpul. Nu, dar în schimb el nu are timp să mănânce acel măr, că el nu poate pleca să l-a costit cu măr sau cu banan. Și atunci mănâncă străină, mănâncă cărnați, cu capă dimineață, mănâncă și pâine și practic acest aliment afumat, da, mănâncă el stagnează, pâine de casă și mănâncă cărnații din porcul crescut de el. Stagnează foarte mult. Da. Atunci acea afumătură există posibilitatea să erodeze acea substanță, să erodeze epiteliul intestinal astfel încât să apară cancerul de colon. El nu are timp să ne la medic și ajunge într-un stadiu foarte avansat. El nu are timp să mănânce supă de pete sau să mănânce, știu eu, da, de căruși de la muncă. Pentru că cu supă de pete nu poți să fie. Da, într-adevăr, și ai mare dreptate când spui lucrurile astea, dar în același timp, alimentația la oraș, nu poți să spui că este mai bună. Nu, deloc, din contră. Din contră. Pentru că hrănați afumați găsiți și în supermarket. E plin. Sunt ca de 60-70 de feluri de acest. Atunci hai să vorbim, dacă ajungem, Paula, să discutăm de lapte. Deci că intri într-un supermarket și vezi... A fost discuția cu laptele din Ucraina, dacă tot este să vorbim de trasabilitatea alimentului. 300 de feluri de lapte. Și noi vorbim de, știu eu, poate 150.000 de vaci care sunt în România. De unde atâta lapte să fie? Și atunci, da, dar laptele respectiv scrie frumos pe cutie sau pe sticlă, pe ambalaj. Foarte standardizat. Da, standardizat. Am cumpărat și să știi standardizat. Că am fost curios, am desfăcut o sticlă de lapte, l-am uitat în frigider, da. Și după două săptămâni era stricat. Cum mai? Mâncarea din restaurante este prăjită în ulei rafinat. Se poate prăji și în alt fel de ulei? Da, se poate prăji și în alt fel de ulei. Am discutat la începutul emisiunii. Depinde de ce restaurante duci. Gazdele noastre din seara aceasta de la Trattoria Toscana din Târgu Mureș nu prăjesc în uleiuri de proastă calitate și la ei găsiți alimente realmente calitative. Bine să fie
acolo, în ce am mai zis și te repet și fie ai fost de acord cu mine, n-am văzut niciun italian grav. Da. Care este analiza pentru microbiomul intestinal și cu asta o să încheiem live-ul din această seară. O să te rog, Lucian, să răspunzi pentru că este bine, pentru pe domeniul tău. Că dacă e să mă întreb pe mine, eu aș recomanda o chiar dacă nu e depozată de casa de asigurare, aș recomanda o analiză. Nu numai o singură analiză, aici trebuie să se facă în primul rând. Cum se face? Din materii fecale? Da, pentru emoragie oculte, pentru Helicobacter pylori în special, sunt două analize care sunt esențiale. Da. Da? Plus examen coproparasitologic, coprobacteriologic. Da. Da. Numai atenție, pentru că lumea nu știe de acest examen coproparasitologic, o văd și la laboratorul unde activez, vin dimineața cu o singură probă de scaun. No, sunt nicio formă irelevantă acea analiză, se iau trei scaune din trei zone, trei zile diferite și așa se aduce la laborator o probă de examen coproparasitologic. Coproparasitologic, coprocultură, dacă este nevoie, coprobacteriologic, examen de hemoragie oculte și examenul din materie fecală de Helicobacter pylori, această bacterie care este, zice, și la primul Nobel, un mare cercetător a descoperit că este factor favorizat la apariția cancerului gastric, care 80-90% dintre noi avem. Tratamentul cu antibiotic este foarte greu, trebuie luat toată familia, oricum nu scap, se ia prin sărut, se ia prin salivă. Și atunci am ajuns în situația în care trăim într-o simbioză cu această bacterie. Câteodată, sezonieră, văd că își face de cap în organism, urmează un tratament oricum de ani. Da, dar oricum este bine. Valorii, pentru că la urmă, educația pentru sănătate de la care am început și evaluarea sănătate. Sunt două lucruri la care trebuie să punem accent. Da. Și să privim medicul ca și prieten. Exact. Pentru că este acolo, în ajutorul nostru, la fel ca și farmacistul. La fel, e acolo. E prietenul nostru, exact cum putem să considerăm politicianul ca dușmanul. Nu politizăm această emisiune. Exact. Haideți să povestim puțin despre aceste platouri și cam în ce combinații alimentare, cam cum am putea să combinăm, spre exemplu, să presupunem prin atul că tot am numai 50 de kilograme ca și într-un proces de slăbire în momentul acesta și aș vrea să mănânc în această seară în acest restaurant. Cam ce aș putea să mănânc? De pe platoul acesta? De pe platoul acesta. Păi, acum știi cum e? Depinde foarte mult. Pentru că, după cum știi, la nivelul limbii sunt acele papile gustative. Da, care pe o parte a limbii, pe vârful limbii sau pe acel V din capătul limbii, simți cele gustul dulce, amar, acru și sărat. Da? Acum depinde cum vrei tu să le simți, pentru că, de exemplu, dacă tu ai luat e o bucată de chorizo sau ce salam este acela, da, care este are un gust nu-i sărat, da? Să zicem că nici dulce. E sărat totuși, că e sărat, da? Și ai luat cu o bucată de cașcaval care ar fi un gust mai și practic grăsimi saturate cu grăsimi saturate. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, eu le aș separa. Și atunci, da, și atunci ai mai lua și o spină sau... Da, și aș mai cere o salată de verdețuri lungă. Atenție, când mergeți la restaurant și cereți de obicei salatele lungă, să specificați, să vă pună ulei, de exemplu, de măsline extra virgin. Ce specifică la restaurant? Cu ce ulei doriți? Bine, în special restaurantele, da, de o clasă superioară îți aduc totuși un ulei cu măsline extra virgin, da, care știi cum îi dă și un alt fel de gust, da, și mănânci și mai parcă bolul alimentar care se urmează în gură și felul în care mănânci e mult mai ușor decât nu chiar așa de sec. Dar calitatea alimentului este foarte importantă, pentru că la urmă este foarte important ceea ce introducem în noi, exact cum ziceam la ultima întrebare, la nivelul intestinelor noastre, a tubului digestiv, acolo se întâmplă magia și se absorb nutrienții. Exact, da. Dar multe boli pleacă. Da. Totul,
totul pleacă de la, de la nivel cerebral. Exact. Oameni, da. Ca să știi să mănânci, să te comporți, să tot felul de activitățile care le faci, să le faci într-un mod cumpătat. Ce înseamnă cumpătat? Să nu faci exagerări în nicio formă. Nici la mâncare, nici la apă, nici la alcool, sau la nimic. Dacă tu te menții, atunci... Deci eu, dacă aș fi în momentul de față, într-un proces de slăbire, practic aș separa mezelurile de lactate și oricare din ele le-aș consuma cu o salată mare de verdețuri. Bun, dar dacă nu ai salată aceasta de verdețuri și se rezumă la exact platoul acesta, poate întreb eu pe tine. Da. Nu ai salată, sub nicio formă. Nu, așa. Bun. Cum ai combinat tu aceste lucruri? Ai separat, dar ai luat și din partea de, de proteină animală și din partea de proteină vegetală sau din... Depinde ce am mâncat pe parcursul zilei. Da, de ce că n-ai mâncat nimic? Ai platoul ăsta în față, ți-e foame. Dacă n-am mâncat nimic și am platoul acesta în față și mi-e foame, o să mănânc măslină, o să mănânc brânză. Da? Care dintre tipul, îmi pare rău, îmi face brânză cu ochiul. Și cu nucă. Și cu nucă, da. Mai este și verdeața aici pe lângă. Am și niște roșii și cam atât. Pentru că sunt șanse mai... Este seara deja, este seara. Prea multe grăsimi saturate, totuși nu vreau să le combin mâncând și mezeluri și brânzeturi. Îmi aleg în funcție de poftă. În momentul de față, sincer, eu poftez brânzeturile și din cauza aceasta aleg brânzeturile. Sunt mai sănătoase și sunt mai ușor digestive brânzeturile seara decât produse efectiv animal, fie el mediu, da, și da, la aici. Dar, cum ți-a zis, dacă se trage cu ochiul, n-ai salată, n-ai salată, trebuie să te rezumi. Efectiv, părerea mea este orice, orice baci în cură de aici ar fi bine ca să îl combini și cu o, știu eu, o legumă. Adică da. Dacă mănânci un pic de... mesel din acesta salam sau mănânci șuncă sau acela stare o denumire italienească șuncă, da. Așa să iei și uite, ai și roșii cu, cu brânză, ai și măsline, ai și roșii care sunt separate și atunci și chiar și castravete, bă, și atunci efectiv, chiar dacă este da, și, pentru că avem posibilități și avem opțiuni și dacă ieșim la restaurant, nu trebuie să ne frustrăm. Legumele și fructele ajută foarte mult. Da. Da. Ideea este chiar că am discutat. Nu mai discutăm, o lăsăm pe data viitoare. Mulțumesc mult că ați dat invitația de a participa în ediția noastră specială. Mă bucur. Noi ne revedem data viitoare. Nu uitați să dați like, subscribe și așteptăm comentariile voastre. Chiar frumoase. Mulțumesc pentru